Blocul de locuințe sociale din cartierul Salcămilor nu este încă terminat, deși s-a construit foarte mult. Constructorul imobilului a lucrat la proiect din propriile fonduri, în speranța că, în cele din urmă, sumele vor fi achitate. Problema este că, anul acesta, producția constructorului, deci, efectiv, lucrările care s-au executat, uh, reprezintă, sau cum să spunem, noi suntem datori față de ceea ce am plătit anul acesta către constructor, cu aproape 1.400.000 de lei. Bani care uh, nu vom putea, dacă nu ni se vor mai aloca niște bani de la guvern, nu vom putea să-i dăm constructorului. Constructorul a lucrat pe uh, uh, cheltuiala lui și asta este datoria municipiului către el. Nu cred că vom mai primi vreun ban anul acesta și bineînțeles că atunci vom fi nevoiți să mai facem un act adițional de termen cu predare a acestui bloc în anul viitor. Administrația locală are o datorie considerabilă față de această firmă. Termenul de predare a fost depășit cu câteva luni, nu din vina primăriei și nici a constructorului. Problema costă în fondurile care ar fi trebuit să vină de la guvern anul 2009 s-a început construcția blocului de locuințe de pe strada camului bloc de locuințe sociale cu două surse de finanțare și anume de la guvernul României și de la primăria municipiului Reghin o cofinanțare. Vreau să vă spun că valoarea totală a blocului este de 5.270.120 de lei și că din aceste sume în anul 2009 și 2010, guvernul a contribuit cu 1.495.000 și primăria municipiului Reghin cu 1.130.000. Ceea ce înseamnă că, deși termenul de predare era anul acesta, nu vom fi și nu vom reuși să preluăm și să primim acest bloc în folosință, deoarece și la ora actuală este o lipsă de finanțare anul acesta toți banii de la guvern dându-i constructor și, 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 bineînțeles și din partea primăriei toți banii s-au decontat către constructor. momentul de față se lucrează la partea de introducere a apei și a canalizării. Nu există speranțe că în curând se vor primi banii cuveniți acestor locuințe. La blocul de peste 20 de apartamente mai sunt puține lucrări. Majoritatea sunt terminate ori în curs de finalizare. Structura de rezistență este gata, este acoperit blocul, deci șarpantă și învelitoare 100%. Tencuieli interioare în proporție de 80%, sunt montate ușile și ferestrele din PVC, deci clar că 100%, sunt izolați pereții la exterior și uh, sunt executate și zugrevelele exterioare. Iar în, în ceea ce privește partea de instalații, uh, partea de instalații electrice, curent slab și TV, sunt executate mai puțin aparatajul și corpurile de iluminat instalația de paratrăzne și priza de pământare în proporție de 100%, instalațiile sanitare și canalizare menajere și pluviale în totalitate, mai puțin obiectele sanitare. Și este executat blanșamentul de gaze naturale. Blocul de locuințe sociale, din păcate, acum nu mai are fonduri pentru a fi terminat. După cum se poate vedea, nu se lucrează deocamdată. Totuși se așteaptă banii de la guvern care sunt o sursă importantă de fonduri. Pentru Jurnalul de Reghin, Vasile Cernia și Galbotond.